Ei, neața dragilor, sunt Victor și bine v-am găsit la un nou video în direct de pe plaja insulei... Nevermind. În următoarele minute o să vorbim despre noul Brawl Talk care a fost publicat pe canalul de YouTube a celor de la Brawl Stars, Supercell sau cum le zice, acum 5 zile. O mulțime de surprize ne sunt pregătite pentru următoarele săptămâni, așa că dacă sunteți și voi nerăbdători și bucuroși în legătură cu ce va urma, lăsați un like și un subscribe în urma voastră. Mă ajută enorm de mult și mă motivează, chiar dacă în ultimele 7 săptămâni am avut parte de zero interacționare din partea voastră. Dar nu-i bai, continuăm și YOLO! Ok, deci Brawl Talk. Fix la început ne-a întâmpinat noul community manager, Paula. Yep, Ryan s-a dus. Bye-bye. Da, îi simțim cu toții lipsa. Noul sezon de Brawl poate se va numi Jurassic Splash și va fi o combinație dintre dinozauri și vară. Absolut încântător. Iar noul brawler cromatic va fi Buzz. Yep, un brawler short range care își face loc prin mijloacele de transport în comun împărțind pumni în toate părțile. Va fi cam dificil totuși să scăpăm de furia lui și din cauza superului care aruncă o geamă în dură, colac de salvare sau ce-o fi chestia aia, ori în perete, ori spre un inamic. În cazul în care se prinde de un inamic, se va duce până lângă el foarte repede și va da și un stun de o secundă dacă mă înșel, iar în momentul acela puteți să-i dați direct rest in peace la inamic. Ce joc echilibrat, nu? Deci da, pretty deadly. De asemenea, Buzz, că face parte și dintr-o formație de punk, așa că vom primi la final de Brawl Pass și un skin pentru el, Born Bad Buzz. Cool. În rest vom mai avea și alte skin-uri pentru alți brawleri, Surfer Carl, Dino Leon, Beach Time Mortis, Coco Rosa, Jet Ski Jackie in Power League și Whale Watch Nita. O să mai avem și alte skin-uri care probabil vor fi disponibile în Shock, Burger Low, Hermes Max și Mega Box Daryl, care puteam să vi-l arăt în timp ce-l deschid, dar am crezut că e Mega Box și l-am deschis repede și după mi-am dat seama și rest in peace. Well done, Victor! De asemenea, o să mai fie și alte skin-uri din formația de punk a lui Buzz și anume Trash Poco și Wicked Stu. Și pe lângă, adică complet pe lângă, Vicious BB, skin care va fi disponibil într-un challenge cândva curând. A, da, și cei de la Brawl Stars au anunțat de asemenea un parteneriat cu Liga de Fotbal din America de Sud, care cred că ne interesează enorm de mult pe noi românii, așa că no thanks. Apoi, chestie nouă, modul Knockout revine și ce e permanent. A fost îmbunătățit și vine și cu hărți noi. De asemenea, vara asta o să intre în ciclu de hărți și 3 moduri noi. Volleyball e primul, un mod în care dacă faci astfel încât mingea să-i atingă pământul în jumătatea oponenților, BOOM, înscrii, iar la 2 puncte, ca și la 2 goluri pe Brawl Ball, câștigi meciul. Deci pur și simplu volley. Sună fain și chiar abește să încerc modul ăsta, sincer. Al doilea mod e Basket Brawl. Yep, ați ghicit, e basket. Cu 2 coșuri care nu-l pot sta locului, deci se mișcă. De parcă nu era suficient de greu oricum cu un coș care stă pe loc. Bine și așa. Și în final, al treilea mod și ultimul este Hold a Trophy, mod în care e un trofeu pe hartă și echipa care îl ține în brațe cel mai mult, ca pe un ursuleț de pluș și îi face dragă, câștigă meciul. Și din nou, ca să ne facă misiunea un calvar, cei de la Brawl Stars au ales și un trofeu foarte greu, cu care te miști extrem de încet pe hartă, deci, yep, atenție multe pe unde vă plimbați cu trofeul. Și încă o surpriză, Present Plunder se întoarce sub o nouă formă, fără cadouri, dar din nou, cu trofee. Adică în loc de un cadou, vom avea un trofeu pe care va trebui să-l furăm de la echipa adversă. Chiar tare! Apoi, pentru cei care iubesc să construiască hărți, se introduc și așa numitele modifiers și alte obiecte de plasat pe hărți. Și la final, mai avem un brawler super tare, Griff. Va fi un brawler epic care se pare că aruncă cu bănuții din borcanul de bacșiș al lui Colette. Așa spune legenda, iar acești bănuți funcționează într-un mod interesant după părerea celor de la Brawl Stars. Griff aruncă cu 9 bănuți, iar aceștia cu cât se duc mai departe, cu atât se împrăștie și șansa să pălești pe cineva crește. Și după cum mă puteam gândi, cel mai mare damage îl dai de aproape. Superul lui constă în 5 magnote aruncate, cum de altfel arunc și eu banii pe toate prostiile, care dau damage și când le arunci și când se întorc la tine. Și pe bune, cea mai bună veste e că Griff va fi free. O să-l putem să-l deblocăm făcând un challenge în luna iulie. Dar dacă totuși nu reușim, o să fie disponibil în cutii și în shop în următoarea săptămână după challenge. Deci e chiar accesibil. Și ca și cadouri suplimentare de-a lungul sezonului vor mai fi și 10 gadgeturi noi și fiecare brawler va primi și un nou pin rar și cică animat. Astea-s cool. Ah, da, și ca să încheiem, încă 2 skin-uri pure gold pentru Colt și Mr. P, pe care, of course, nu o să le cumpăr probabil niciodată. Ataiete!
Deci da, o grămadă de surprize ne așteaptă, o să fie o vară super pe Brawl Stars. Așa că dacă v-a plăcut acest video, nu uitați de un mic like și subscribe ca să nu-mi pierd motivația și cheful de a mai respira și de a produce și alte video la fel de faine ca și ăsta. Deci, mulțumesc de atenție și da, acum puteți să plecați!